asta. Asta e altă discuție, nu? Altă mâncare de pește. Deci asta nu vrei. Ok. Am făcut-o pentru voi. Am făcut la cumpărături și am zis, bă, ok, să nu vin cu mâna goală. La prima oră am mâncat de chită. Salam de ăsta italianesc cu niște... Da, franțuzesc. Franțuzesc cu niște... Asta e micul dejun pentru noi. Nu aruncam nimic. Asta, risipa în România, am văzut niște calcule, deși suntem o țară încercată, ca să nu zic săracă, risipa alimentară este la nivel maxim. Aruncăm foarte mult. Las ambalajele, mâncare, aruncăm foarte mult. Deși nu prea avem. Sunt zone ale țării unde se duce către 40%. Vă dați seama, e destul de îngrijorător. Al nostru ne învață astăzi să nu ne panicăm și să nu aruncăm nimic. Dacă avem un pui rămas în frigider, uite, de o zi cum e asta, nu? Vreți să zic ceva? De două zile. Dacă am pune pe acest pui, pe acest orez fiert, prețul în lei, dacă am pune o bancnotă, acest pui poate să fie la magazin pe care am cumpărat cu 10 lei. Dacă ai pune 10 lei în frigider, i-ai aruncat vreodată? Da, corect. Plus, niciodată nu e gândit la treaba asta. Să punem, să ne imaginăm că mâncarea pe care o aruncăm, care rămâne, sunt bani, că până la urmă am cumpărat-o pe bani, da? Și plus munca pe care o facem sau o depunem ca să gătim, înțelegi? Timpul și așa. Și atunci, dacă ne-am gândit așa, credem, am avea mult mai multă grijă la ce facem. Bun, cu mâncarea. Hai să dăm ideea. Că, da, vreau să fac niște chifteluțe de orez. Așa. Uite, am orez adus de acasă, mi-au rămas de vreo două zile. Serios, dacă nu. Am orez, am carne, o să fac un sos. Iau carnea, o dezosez de pe os, o tai mărunt, fac sos de roșu, un pie ceapă, un pie usturoi, un pie de praz. Amestecat, când e gata, dau gust ca lumea, o să pun și niște măsline, să fie gustos. Asta îl încălzesc, o să-l leg un pic cu parmezan, un nou, să-l leg mai bine, să fie gustos, să mă asigur că am sare, piper gustos cum trebuie. O să fac un fel de Cred că făcea tata mămăliga când mâncai și tu, o cupă și luai. Pun cărnița înăuntru, o să pun și niște mozzarella și niște emmentală ca să întingă, o să pun și niște mazăre. Închid frumos, dau prin pezmet, pe care o să fac eu din chită, care mi-a rămas un chită tare, pezmet, și prăjesc badea. În momentul când prăjesc, brânza se topește, când desfac, când mănânc, am o chiftea de orez plină cu carne. Ca care... un fel de bulz, doar că ai schimbat ingredientele. Putea zice așa, dar e mult mai micuț, înțelegi? Și mă gândeam să mai fac altceva, și că eu îmi place să fac paste de casă, foi de casă. Am făină, am ouă, să fac o foaie de pastă, pe care tot așa, o să tăiau carne de pui cu niște șivas, cu niște cimbru, o amestec, sare, piper, dacă trebuie pun un pic usturoi de foarte lejer, și îmi fac un sos de smântână lichidă. Bun. Cu ciuperci și o să fac o raviolă foarte faină, umplută cu carne care mi-a rămas de la puiul meu de ieri. Na, ce simplu. Nu aruncăm nimic, poate v-am dat idei. Dați o fugă până la frigider să vedeți dacă v-au rămas alimente de zilele trecute. Nu aruncăm nimic în perioada asta. Vă spuneam că Nicolae, inclusiv foile de ceapă, le ține de la o ciorbă la alta, să dea gust mâncării. N-are rost să... Deci mesajul e să imaginăm că mâncarea pe care o aruncăm sunt niște bancnote, că un leu de 5 lei, de 10 lei, și atunci credem că avem grijă la mâncare.